Salutare, bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați antreprenori și viitori antreprenori, mai ales viitori antreprenori. Nu știu ce v-ați pregătit să faceți toamna asta, dar avem niște soluții și ele vin alături de Cosmin. Am făcut și o rimă. Câte depozite virtuale vor fi în România? Da? Revenim și discutăm despre această oportunitate de a începe un business online prin sistemul depozit virtual. Cosmin, ai legătura? Salutare Bogdan, salutare dragilor! Da, am legătura. Câte depozite virtuale vor fi în România? Bună întrebare! Eu vreau să fie cât mai multe, pentru că oportunitatea este. Clienții aleg din ce în ce mai mult partea de achiziții materiale de construcții în online, din online. Dar nu neapărat din online, pentru că online nu este plin de astfel de oferte și de mari jucători sunt acolo. Dar clienții au nevoie de un consultant, de cineva de care să, mă rog, cu care să facă toată călătoria asta de a cumpăra materiale, de a-și face construcția, și fiecare are nevoie de cineva dedicat. Așadar, la cât de multe proiecte sunt în România și câte vor mai fi, este clar că e nevoie de noi și de cât mai multe depozite virtuale. Așadar, cred că anul ăsta o să închidem cu 30 de depozite virtuale active, iar anul viitor ne-am propus încă 30. Asta înseamnă că vor fi 60 la sfârșitul anului 2024. Dar e posibil ca, dacă lucrurile, mă rog, merg în direcția potrivită, să avem chiar și mai multe. Nu avem o țintă, doar că ne dorim foarte tare să facem din acest sistem un nou trend și astfel cei mai buni din vânzători de materiale de construcții din România să câștige mai bine, să fie independenți și să lucreze în acest sistem care este, între ghilimele, un Uber în materiale de construcții. Spun chestia asta pentru că atunci când spui Uber, deja cam știi care e modelul de business și la noi este similar, doar că este în materiale de construcții. Mai departe, ne dorim foarte tare să creștem, aici o să fiu puțin nu chiar ok, dar o să fiu în lumea bărbaților, că suntem în lumea bărbaților, iar în materia de construcții se consideră că bărbații sunt specialiști. Da. Da? Eu vreau să vin cu un argument și cu un exemplu. Femeile sunt mult mai eficiente în acest domeniu, cel puțin la noi în companie s-a demonstrat treaba asta, și mai mult de 30% din colegele noastre sunt în top. Și sunt fete. Așadar, vrem să facem cea mai mare echipă de vânzări din România în domeniul materialelor, doar că vrem să fie 80% doamne. Eu, ce interesant. Da, da. Chiar interesantă această abordare, dar fii atent, Cosmin, ce vreau să te întreb. Eu am înțeles foarte bine, oricum am mai și vorbit, noi ne-am mai și întâlnit. Sistemul este foarte simplu. Ai nevoie de freelancer care să vândă. Tu îi pui la dispoziție orice are nevoie. Mai ales clienți, da? Pentru că asta este cel mai important lucru. Adică tu îi pui la dispoziție și clienții și el trebuie doar să vorbească cu ei și să facă vânzarea, adică să cunoască sistemul și produsele. Da, da. Este plin internetul și România este plină de oameni, de freelancer care vor să lucreze pe cont propriu și să câștige banii lucrând de acasă, făcându-și programul cum vor ei. Dar vezi tu, tu intri aici în această piață și te adresezi lor, te adresezi corect. Intri, începi un business online, nu investești, pentru că noi avem nevoie de vânzători freelanceri, câștigi comisioane. Însă ești în competiție cu toate programele din piață care vin cu promisiunile alea mari. Da? Și știi foarte bine la ce mă refer. Eu știu cel mai bine la ce mă refer, pentru că eu cunosc
personal oameni care au investit în astfel de business-uri, au văzut că nu merg, după care au continuat să investească fie în aceleași, fie în altele la fel. Deci competiția ta foarte mare este categoria asta de business-uri care vin cu promisiunea rezultatelor măreți. Știi ce zic? Adică vino aici, lucrează la noi, investește și vei ajunge să fii milionar, să lucrezi de pe plajă, de sumasă, de pe masă, din baruri, din cluburi, din... Și tu ai avea posibilitatea, spre exemplu, stilul tău de viață îți permite să, să creezi conținut de așa natură, în care să, eu știu, te postezi peste tot și să arăți că depozit virtual îmi permite să lucrezi de aici, de acolo, să fiu propriul meu șef și așa mai departe. Dar am văzut că nu faci asta, ceea ce oricum este de apreciat. Până la urmă vei atrage oameni interesați de a munci și a se dezvolta alături de programul vostru. Dar totuși ai această competiție. Da, am această competiție, dar odată cu criza, eu cred că se va rezolva problema natural. Nu e nevoie să fac mari eforturi, pentru că oamenii trăiesc într-o realitate care nu există. E o realitate care de fapt și-o doresc. Fiecare vrea mai mult de la viață, dar trebuie să înțelegem și cred că asta va face perioada următoare. Va pune o ordine în tot ce înseamnă așteptări și cu toții trebuie să înțelegem că fără eforturi, fără disciplină și fără muncă, nu reușim să obținem lucruri pe termen lung. Poate că într-un context, unul dintr-o mie reușește să se strecoare și să câștige mai pe, nu știu, mai pe... Da. Dar nu poți să reușești fără toate lucrurile astea, indiferent ce faci. Da? E demonstrat că fără muncă, fără perseverență, fără disciplină, fără dezvoltare personală, nu poți să urci pe scară. Și atunci noi căutăm acei oameni, acei oameni care sunt pregătiți să facă mai mult, să obțină mai mult și prin propriile, adică să se simtă succesul de fapt. Succesul este cheia de a merge mai departe. El trebuie să se hrănească cu succes după succes, cu rezultat după rezultat, ca mai departe să-și dorească mai mult. Vreau să te întreb ceva. Tu, da, sincer, cam câte ore lucrezi în fiecare zi la business-urile tale? Acum sunt destul de ok. 5-6 ore pe zi. Full 5-6 ore. Restul mai gândesc. De fapt, sunt conectat tot timpul la business, în social media tot timpul, dar eu nu consider că muncesc, adică eu sunt într-o vacanță continuă pentru că construiesc, îmi place ce fac, simt lucrurile. Evident că mai sunt și probleme, evident că sunt și provocări în fiecare zi, și dar pe mine asta mă fac mai puternic și de câte ori întâmpină o problemă, chiar o văd ca o oportunitate și atunci când ești constrâns, inovezi. Asta e marele. Te-ai gândit vreodată, de exemplu, să facem, uite, unul dintre aceste live-uri, fie de 5 minute, fie de o oră, să zicem așa: cum să câștigi 1000 de euro pe lună lucrând de acasă cu depozit virtual, sau cum să câștigi 10.000 de euro sau 100.000 de euro? Nu poți să câștigi 100.000 de euro, este foarte greu, asta e o tâmpenie. Nu știu, 10.000 poți să câștigi, 5.000 poți să câștigi? Da, 5, 6.000, 7.000, 5.000 poți să câștigi. 5.000 da. E o sumă atractivă pentru toată lumea și pentru toți. Da, poți să câștigi 5.000 de euro, e muncă în spate, e muncă în spate și nu se poate dintr-o așa, într-o perioadă foarte scurtă. Dar după un an, jumătate, nu, așa. Nu imediat, dar spre exemplu, de ce te-am întrebat asta? Pentru că dacă ai venit, știi, trebuie să luăm și noi, să analizăm piața, nu? Și piața la noi din România noastră acționează și se activează în momentul în care îi spui rezultatul. Cum să câștigi 5.000 de euro lunar lucrând de pe laptop prin sistemul depozit virtual? Îți spun așa, scurt. Și atunci vei avea un val imens de cereri, dar acest val se va cerne în momentul în care tu vei spune: da, 5.000 poți câștiga, însă poți câștiga
peste un an sau peste un an jumate, iar în acest an jumătate trebuie să faci asta, asta și asta. Da? Noi le dăm exemple oamenilor despre ce fac colegii noștri actuali și le facem un calcul simplu. Uite, dacă colegul X a reușit să facă 60.000 de lei adaos, asta înseamnă 20.000 de lei banii tăi. Da. E cel mai bun exemplu. Ca să faci și spun atunci background-ul din spate al acelui om. Este de un an jumate, a făcut asta, a plecat și el la început de aici, de la zero. Avem oameni de top care au fost la curățenie în Italia. Deci atenție. Deci oamenii din top de la noi sunt oameni care au lucrat în Italia la curățenie. Noaptea minții. Adică un vânzător de material de construcții din România, da, n-are cum să nu reușească dacă muncește, dacă e perseverent, dacă se implică, da? N-are cum să nu reușească. Și asta înseamnă că poate să câștige 20.000 de lei pe lună lucrând de oriunde, într-adevăr. Dar ca să lucrezi de oriunde, trebuie să ai disciplina necesară să te poți mobiliza, să te poți trezi, să te poți pune la birou, să poți deschizi laptopul, să ai motivația din tine de a dori să facă ceva. Că nu ai un șef să vină să tragă de mânecă, să spună, băi, dar nu te trezești la 7:30, nu ești la 8 la birou. Adică depinde de tine, da. Da, pentru că ești centru de cost. Noi facem calculul pe ce ai făcut tu. Nu poți să spui că vii la birou și prin context îți aduci tu aportul și începi să povestești la birou ce ai făcut la joburile anterioare și cât de bun erai și ce vânzări ai făcut în trecut. Nu există treaba. Mă rog, nu știu ce să zic, nu știu ce se va întâmpla, pentru că vezi tu, Cosmin, ai spus mai devreme că această criză va face totul natural. Dar hai să ne gândim și la faptul că, uite, odată ce va veni criza și vor fi bani mai puțini, oamenii vor fi interesați de acele joburi cu salarii fixe. Adică poate nu vor mai dori neapărat să intre în sisteme din astea unde alegerea lor, câștige cât muncesc, da? Pentru că eu știu foarte bine, uite, eu am lucrat freelancer din 2015 și prin anul 2017 chiar câștigam destul de bine, da, pe site-urile de freelance. Și atunci, exact, am văzut un prieten, 2-3, au zis că vor și ei, da, să facă. Dar eu le-am spus, eu 2 ani de zile am trăit pe $100 și munceam 10 ore pe zi ca să ajung aici. Nu prea e nimeni dispus să facă tot procesul ăsta, știi? Mai vorbeam, nu mai știu cu cine, și spuneam, uite, noi ne bucurăm, ne uităm la campionii noștri din România, cum a fost, cum este de fapt Popovic, Simona Halep, și ne ducem toți copiii la tenis, la not, pentru că au ajuns ei campioni mondiali. Dar nu se prezintă niciodată procesul prin care au trecut ei să ajungă acolo, pentru că ăla este cel mai important. Așa cred că sunt mii, zeci de mii de copii care merg la tenis și la not, nu? Exact, exact. Trebuie să spunem eforturile din spate, să facem cunoscut tot traseul pe care l-au avut oamenii, ca cei care aspiră la rezultatele lor să știe și ce îi așteaptă. Sau, mă rog, ce va trebui să ofere. Dar nu se poate nimic fără muncă. Asta e concluzia finală. Deci dacă nu îți dorești să reușești, o să fii tot timpul în căutarea unei activități safe, unei activități de perspectivă, dar niciodată nu o să găsești, pentru că niciodată tu nu ești pregătit să oferi ca să primești. Da, bun. Și să fim complet sinceri cu oamenii care se uită sau care se vor uita la acest clip, există și varianta să câștigi la loto, deci nu e neapărat nevoie să muncești. Da, nu e neapărat nevoie să muncești, dar ideea este că tot timpul oamenii spun că când văd pe unul care reușește, ori că a furat, ori că a avut noroc, ori că lasă că știu ce a făcut ăla. Da, okay. Păi așa e. Așa e, pentru că noi căutăm scuze pentru a nu spune, bă, bravo lui. Omul ăla, da, așa e, dar oamenii, dar nu mai știu unde chiar am văzut. Ah, da, uite, discuția asta am auzit-o într-un podcast cu Dragoș Anastasiu sau cred că așa îl cheamă, și cu Ștefan Mandachi au făcut un podcast. Și exact despre chestia asta vorbeau, despre faptul că oamenii percep pe ceilalți oameni antreprenori de succes că au furat, că au fost hoți, că au avut emoții, că i-a ajutat cineva.
Bine, și Dragoș spunea că oricum nu mai e cum era în anii 90, atunci să fi văzut cum. Atunci să fi văzut, da, da, toți erau. Și bine, spunea și acum și mi-a plăcut chestia asta, este adevărat, ok, așa să ne considere, până la urmă nici nu te, cu ce te deranjează pe tine? A, nu, 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 doar că oamenii cred că ești nebun. Păi nu ești? Vorbești pe o altă limbă și nu. Dar nu asta este important. Ideea este că încercăm să creăm cu toții o comunitate de oameni care își doresc să reușească. Noi facem eforturile astea zi de zi, suntem aici să îi sprijinim, să le spunem adevărul, să îi aplaudăm și să ne rugăm pentru ei, dar 99% efortul la ei. Deci că reușita și succesul îi se datorează întru totul. Nu putem să spunem că, domnule, te ajutăm noi, contribuim și noi 50%, vii și tu cu 50%. Nu, totul depinde doar de tine și asta e adevărat în viață, în orice ni se întâmplă. Nu e... Da, practic ai creat o oportunitate, dar prin această oportunitate pui și lumea la muncă. Asta e ce să faci. Asta e programul tău. Mulțumim foarte mult, Cosmin. Iată, am făcut un triplu biz in 5, că am ajuns la 15 minute și cred că am abordat și trei subiecte diferite care au totuși legătură cu business-ul online și cu depozit virtual. Și ne vedem mâine la o să facem la anul un upgrade, la o actualizare la numărul depozitelor virtuale și o să vedem atunci câte sunt și vedem ce s-a mai îmbunătățit, ce s-a mai schimbat. Evident că uite, mai facem un minut. Da, spun o chestie tare interesantă. Când am început noi să vindem material de construcție online, am început să sunăm oameni din Râmnicu Sărat, de la noi. Și toți au început să râdă. Cum? Dar voi vindeți materiale de construcții? Aici la noi în Râmnic sunt doi jucători destul de mari. Da. Unul dintre ei este foarte mare, care vinde materiale de construcții de 25 de ani, de 27 chiar cred că are acum. Și păi ce să faceți voi acolo? Că e foarte mare și voi nu aveți nicio șansă. Bun, noi ne-am îndreptat către online și am început să vindem materiale de construcții online. După ce au început să vadă clienții că noi avem vânzări în Cluj, în Constanța, în Iași, în București, în toată țara și avem clienți de peste tot, ce să vezi? Au început să vină și cei din zonă din Râmnicu Sărat să cumpere de la noi. Da? Deci prin puterea exemplului. Așa se va întâmpla și cu depozitul virtual. La început toți spun, stai să vedem câți reușesc. Crede-mă că la fiecare postare mai primesc un mesaj, te urmăresc de ceva timp, aș vrea și eu să aflu mai multe. Păi tot, eu tot vorbesc de vreo 2, 3, 5 luni despre depozitul virtual. Ai toate informațiile, descoperă, caută și vino pregătit. Adică vino cu întrebări care nu există în tot ceea ce spun. Da, adică înseamnă că el nu a căutat suficient. Da, da. Adică îți dai seama de la început când spune că aș vrea și eu să aflu mai multe. Păi e peste tot informația. Da, uite. Vreau să-mi asum munca din spate, vreau rezultatele alea. Ce facem? Mie mi-a scris odată un tânăr, dacă pot să-i dau și lui mai multe detalii cum să devină antreprenor. Exact așa mi-a scris. Uite și vinde limonadă. Da, i-am zis că nu știu, da, mă rog, dar mi s-a părut așa. Depinde, dacă ești tânăr, ai circumstanțe, poate că chiar nu înțelegi. Da, corect, atunci, aici ai dreptate, uite. Dar dacă ești un pic mai peste 30, ai ceva experiență și știi că internetul îți oferă absolut toate detaliile și toate informațiile de care avea nevoie, te pui și cauți. Asta scoate în evidență faptul că tu ești interesat să obții informații și nu aștept să ți se ofere, să ți se dea, să ți se spună, să chestii. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan. Sper că am fost destul de clare astăzi. Mai avem și mâine zi. Hai să anunțăm subiectul pentru mâine. Îl știm? Da, îl știi. Îl știi tu sau îl știu eu? Sau îl știu eu sau tu? Hai că mă uit imediat pe subiect. Pentru că ăsta este al cincilea care l-am pus aici. Sistemul vindem ieftin este o problemă pentru mari jucători. Este sau nu este?
Interesant. Ce facem noi dacă este o problemă pentru mari jucători din piață și cu ce schimbă vindem ieftin comerțul clasic de cu material de construcții din România. O să fie o sesiune foarte interesantă, o să ne rezervăm 20 de minute pentru ea. Da, pentru că, într-adevăr, și când a intrat Uber în România, am eu ceva cu Uber, am acțiuni la Uber, recunosc. Când a intrat Uber în România, s-au urcat oamenii cu taxiuri, da, grevă, leșinuri și toată lumea merge cu Uber. Și până la urmă, toți taximetriștii ușor să duc și devin uberiști. Vezi? Da. Despre asta e vorba. Și un exemplu foarte bun că perseverența și digitalizarea și rezolvarea problemelor pe care clienții le au, pentru că tot a pornit de la calitate, da? S-a mutat în zona de securizare. O securizare centralizată, cum este la Uber. Pe recenzie, ești mulțumit, nu ești mulțumit. Omul va fi prin consecință, deci din frica unei consecințe neprietenoase, se va purta frumos cu clientul. Da? Excelent. Mulțumim foarte mult, Cosmin, și bine, să vorbim și despre acest subiect foarte interesant. Tot vom discuta foarte mult și despre competiție, nu? Și despre cum cât de aplică este piața, că cam asta e vorba, nu? Exact, da, exact. Bun. Acum mergem mai departe și atragem finanțare. Intrăm într-un nou Biz in 5 alături de Cosmin de la Atragem Finanțare. Alți, toată lumea e Cosmin. Cosmin de la Vindem Ieftin, Cosmin de la Atragem Finanțare, Cosmin Contabilul, Cosmin Frizerul, Cosmin de la Cafenea. Deci am cunoscut mai Cosmin. Deci generația cu Cosmin. Da. Se purta numele ăsta atunci. Deci plus 40 acolo. Da. Bine, da. Mulțumim. Salutare. Salutare, dragilor. O să fac altceva aici. Succes toată ziua. Închide-te.